Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, iată-ne din nou împreună la Hunedoara în direct. Astăzi continuăm cumva seria discuțiilor referitoare la modul în care AJFM Hunedoara a ales să fie sprijin pentru șomerii din județul Hunedoara, sprijin și pentru anumite companii din județ care se află în căutarea de forță de muncă și știm cu toții, sunt destul de multe probleme și legate de faptul că unele domenii de activitate sunt parcă din ce în ce mai căutate, dar sunt tot mai puțini acei specialiști, acei oameni care să lucreze în anumite domenii. AJFM Hunedoara este cumva aliantul dintre cei doi factori extrem de importanți pentru economia județului. Cum reușește să îi aducă la un loc, cum reușește această instituție să organizeze tot mai multe evenimente menite să fie în sprijinul acestora. Încercăm și noi să aflăm astăzi. Bineînțeles, vom discuta și despre proiectele care vor urma să fie derulate în cadrul AJFM Hunedoara, tot pentru a-i sprijini pe cei care se află în căutarea unui loc de muncă și pentru cei care își doresc poate să se reorienteze profesional, pentru că, după cum bine știți, județul Hunedoara, fiind unul puternic industrializat, lucrurile s-au schimbat în ultimii ani, iar oamenii au nevoie de sprijin și din acest punct de vedere. Astăzi, alături de mine, am bucuria de a avea pe doamna Georgeta Tomuța, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! Din exterior, uneori, activitatea unor instituții pare a fi destul de lină, destul de nu cu o activitate foarte stufoasă. Vedem din când în când anumite evenimente pe care le organizează respectivele instituții. Astăzi ne axăm asupra ceea ce se întâmplă la AJFM Hunedoara, însă din interior lucrurile sunt cam diferite față de cum vedem unii dintre noi activitatea acestor instituții. Astăzi AJFM Hunedoara. Așa este, chiar în această perioadă avem traversăm o perioadă foarte încărcată și ne concentrăm ca fiecare minut să-l folosim la maxim, pentru că pe lângă acele evenimente de care dumneavoastră aminteați, suntem în proces de finalizare a fișelor de proiect pentru mai multe proiecte pe care vrem să le desfășurăm împreună cu cetățenii județului Hunedoara. Și aș vrea să reamintesc cele două centre de calificare pe tranziția justă, pe care am mai vorbit noi de ele. Avem alocate 16 milioane de euro și în acest moment suntem la finalizarea daliurilor pentru cele două centre, unul la Petroșani, la Mina Petrila, de altfel, în clădirea fostei Mine Petrila, la școala de calificare, unde vom avea un centru foarte frumos și zic eu că la final va fi un centru de elită pentru zona respectivă și cred că pentru întreaga regiune, pentru că avem prevăzut acolo foarte multe săli de cursuri și pregătire teoretică și pregătire practică pentru meserii care se caută pe piața muncii. Avem o componentă de Horeca, unde ne dorim să pregătim persoanele care urmează să se ocupe de tot ceea ce înseamnă partea de turism, de la cameristă, femeie de serviciu, cofetar, bucătar, ajutor de bucătar, chelne și așa mai departe. Vom dota acel centru cu tot ceea ce este nevoie și eu am văzut planurile, am văzut așa cum va fi la sfârșit. Sigur că vom, la momentul respectiv, vom promova și vom prezenta tuturor rezultatul acestui proiect. Mai avem la Deva noi un centru de calificare, centrul nostru propriu, pe Aurel Vlaicu, unde la fel suntem la faza de Dali, tot pe tranziție justă vom reabilita acest centru, vom reface aproape din temelii, pentru că clădirea are foarte multe probleme și la fel vom avea un spațiu și o zonă în care se vor organiza cursuri performante.
Au fost chiar unii dintre politicieni care au spus că nu mai știu nimic despre acest program, despre această tranziție justă. Ce se întâmplă dacă într-adevăr banii promiși cumva vor veni inclusiv în județul Hunedoara? Și în condițiile în care ar trebui să știe poate mai bine decât unii conducători de instituții. Eu nu fac politică, însă pot să vă spun ce este cu certitudine la noi în instituție și fondurile pe tranziție justă alocate AJOFM. Avem deja ghidul pentru partea de formare profesională. Ce v-am spus înainte este partea de reabilitare centre, unde AJOFM Hunedoara are alocată suma de 16 milioane de euro și avem ghidul care deja s-a și deschis mai smisul pentru încărcarea proiectelor, pentru partea de formare profesională, unde vom avea atât programe de ucenicie, cursuri de calificare, sprijin angajatori. Ne propunem, pentru că ghidul este deja transmis, mai smisul deschis și va fi deschis până în luna martie, însă de la minister și colegii din ANOFM am stabilit că în momentul când vom termina proiectul și îl vom încărca, nefiind un proiect competitiv, doar fiecare AJOFM din aceste județe care sunt pe tranziție vor încărca aceste proiecte, să și demarăm. Ca atare, ne-am propus ca încă de la începutul anului viitor să demarăm acest proiect. Vă spuneam, suntem la faza de fișă de proiect, adunăm informațiile pe care ne sunt necesare și pe care le vom folosi în scrierea acestui proiect. Chiar astăzi am avut o discuție cu un angajator care dorește să implementeze programe de ucenicie, pentru că le vom cuprinde pe toate în aceste fișe de proiect. Este o realitate și o certitudine, iar părerea mea, sigur că cine dorește să afle mai multe informații, cred că le primește pe toate dacă accesează site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Acolo inclusiv deschiderea acestei linii și deschiderea mai smisului este publicată. O simplă răsfoire pe Google ne dă toate informațiile. Așadar nu este blocat în prezent acest program, cel puțin în ceea ce mă privește. Pe mine, nu comentez pentru că nu cunosc și nici nu vreau să fac alte afirmații. De asemenea, am finalizat fișa de proiect pentru un alt proiect în valoare de 2 milioane de euro, unde tot AJOFM Hunedoara este solicitant pentru înființarea centrelor de tineret. Ce înseamnă mai exact aceste centre de tineret? Cine va beneficia și cum se vor derula lucrurile? Dacă pe tranziție justă avem toate persoanele de la 16 până la 65 de ani care pot să intre în acest proiect, pe partea de centre de tineret avem ca și grup eligibil de la 14 ani până la 30 de ani. Deci este o linie de finanțare adresată tinerilor, unde sigur că îl vom dezvolta în parteneriat, pentru că noi, tineri între 14 și 16 ani, oarecum nu putem să ne ocupăm conform legii de ei, dar ne dorim ca toți tinerii să beneficieze de anumite servicii, să organizăm workshop-uri în care să îi aducem oarecum la zi cu anumite informații, pentru că de noi depinde cât de atractive vor fi aceste acțiuni, dacă tinerii vor și veni să participe la ele. Vedeți dumneavoastră, suntem în zona în care toată lumea e cu telefonul în mână de dimineață până seara, e zona aceasta, ne-a cuprins pe toți euforia digitalizării, iar accesul la informație este din ce în ce mai folosit pe zona de Google. Și atunci chiar ne-am dorit și am trecut fișa de proiect chiar mai înainte, am finalizat-o și vreau să o studiez din nou pentru a nu o transmite la București spre avizare până când nu o mai frunzăresc încă o dată. Ne-am dorit să avem acțiuni în teren, să organizăm workshop-uri în anumite zone și sau în locații unde să poată tinerii să beneficieze și de tot ceea ce înseamnă partea culturală a județului nostru, edificiile noastre care sunt, vrem să facem acțiuni la Mina Petrila, la Castelul Nopcea, la Muzeul Aurului de la Brad, la Castela Hunedoara. Am discutat deja cu conducerea județului Hunedoara și reprezentanții Consiliului Județean pentru a avea un parteneriat în acest sens, de a ne permite să
Avem astfel de acțiuni, iar tinerii, pe lângă informațiile pe care le primesc de la specialiștii care vor fi în acest proiect, să intre oarecum în contact și cu partea culturală și cu tot ceea ce înseamnă bogăția județului Hunedoara. Este un proiect extrem de frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea când s-a lansat acest ghid și cred cu tărie că lucrurile acestea noi de regulă ținem foarte mult la proiectele noastre și încercăm să le să ne îndeplinim toți indicatorii foarte bine. Cred eu că va prinde, pentru că am prins inclusiv tabere în acest proiect de 2 zile sau acțiuni cu copiii care să-i atragem și să-i scoatem din fața calculatorului și de lângă telefon, adică să facem lucrurile fără telefonul mobil. Sigur că o să avem și cursuri de partea de digitalizare, să avem partea de competențe informatice, dar în mare parte ne dorim să socializăm, o să avem specialiști inclusiv pe partea de trafic de persoane, de consum de droguri, care oarecum să încercăm să-i ajutăm pe acești tineri să-și definească și să aibă un drum mai ușor în viață. Nu vreau să vă dau foarte multe... propuneți să aveți. Nu vreau să vă dau foarte multe informații, v-am trezit doar un pic interesul, pentru că sigur că în momentul când vom demara acest proiect, vom face public și va fi conferință de presă și vom informa cu toate acțiunile, dar așa cum pe partea de tranziție justă încercăm să luăm de la mediul de afaceri informații care sunt nevoile și ce doresc să facă în perioada următoare, așa și pe partea de centrele de tineret am avut mai multe discuții cu tinerii la evenimentele noastre unde ne-am întâlnit cu ei. Și când spuneți tineri, vă referiți la toți tinerii, indiferent de mediul social din care provin? Nu contează mediul social. Poate unii dintre ei se află în pragul abandonului școlar. Există și această componentă. Noi încercăm în parteneriat cu inspectoratul școlar, ei nu o să fie componente în proiect, însă vor fi partenerii noștri așa cum sunt la toate acțiunile noastre și ne vom axa și vom încerca în primul rând să luăm contact, să discutăm cu tinerii care au un anumit grad de risc. Și tot ceea ce va fi pe acest proiect ca acțiuni legate de droguri, legate de abandon, legate de partea de anumite probleme, că până la urmă și copiii care părinții sunt plecați, să știți că am discutat cu foarte mulți, au o problemă. Și la liceele, cu liceele cu care am avut de curând întâlnire, chiar existau fete foarte drăguțe, dezvolte, dar aveau o mare tristețe, părinților erau plecați de acasă și atunci erau la lucru în străinătate. Asta ne dorim. Ne dorim să avem discuții, am prevăzut foarte multe workshop-uri cu tinerii, să-i angrenăm în acțiunile noastre, cumva să-i ajutăm să depășească aceste momente. Vom avea și sociologi, psihologi pe acest proiect. Deci nu îi veți ajuta doar să se orienteze poate mai ușor spre o viitoare carieră? Partea de orientare, sigur că o avem, dar aici ne adresăm la tineri între 16 și 30 de ani. Dar noi în acest proiect vom începe undeva cu copiii de la 14 ani. De asemenea, o componentă va fi partea de romi din comunitățile de rom. Știm cu toții că acești copii sunt cu cel mai mare risc de abandon. Asta pe proiectul cu centrele de tineret. Pe proiectul cu tranziția justă vom avea toate persoanele ca și grup țintă. Sigur că oarecum vom împărți acest grup țintă. Noi avem în acest moment peste 7.000 de șomeri în evidență. Și vom avea persoanele până la 65 de ani, acolo avem cursuri de formare profesională și vom avea componenta de sprijin angajatori. La fel, vă spuneam, ne dorim ca cine intră în acest proiect și sumele de bani care se alocă în acest proiect să fie folosite corect și să fie folosite în folosul cetățenilor. Sigur că mai avem solicitare de parteneriat într-un astfel de proiect pentru tineri iniți. Eu vă spuneam acum mulți ani în urmă că orice leu pe care am putea să-l atragem pentru AJOFM Hunedoara, îl vom atrage pentru că ne dorim să sprijinim și ajutăm. Asta am și făcut, ne-am concentrat activitatea și cred eu că am schimbat un pic imaginea agenției, pentru că din punctul meu de vedere feedback-ul primim de la oameni, iar ați văzut că la toate evenimentele noastre publice numărul de participanți este din ce în ce mai mare. Aș vrea să subliniez și acest lucru și în această emisiune.
obligația persoanei care este în evidență la AJOFM este să-și caute loc de muncă. Pe vremuri de mult, dacă îți se erau trimiși oamenii în teren după cu repartiții, dacă nu veneau cu negația, li se tăia șomajul. Cu care nu se întâmplă. Nu, pentru că noi nu trimitem oamenii pe drumul, noi organizăm aceste burse unde persoanele înscrise la noi în evidență sunt obligate să participe, pentru că tot văzusem acum ceva vreme în presă un articol, zic eu, nejustificat, pentru că nu era suficient de bine informată persoana care l-a scris, referitor la faptul că noi obligăm să vină persoanele la bursă. Nu, persoanele sunt obligate să participe, nu trebuie să-i obligăm, nu trebuie să-i aducem cu forța, pentru că legea spune foarte clar că pe perioada ajutorului de șomaj, persoana aflată în evidență este obligată să-și caute activ un loc de muncă. Nu trimitem oamenii pe drum, așa cum am spus, prin oraș să caute firme, dar la fiecare eveniment pe care noi îl avem, fiecare persoană care intră la evenimentul respectiv primește un document în care are anumite rubrici unde angajatorii trebuie să semneze și să-și pună semnătură și ștampile că au discutat cu persoana respectivă. Acel document oarecum ține loc de acea negație. Sigur că sunt multe astfel de negații, de situații? Nu neapărat. Până la urmă, la evenimentele, scopul acestor evenimente este de a pune prima dată și de a face primul pas, de a pune la masă angajatorul cu potențialul angajat. Se urmează multe alte interviuri, poate să renunță persoana pe parcurs interviului sau poate angajatorul să-l considere necorespunzător după proba de lucru sau interviul de la firmă, dar asta este primul pas. Nu obligăm pe nimeni, este toată lumea obligată să vină. Dacă mergem pe litera legii, persoana care nu vine și nu participă la acțiunile noastre poate să-și piardă ajutorul de șomaj. Nu am făcut acest lucru pentru că Deși ați putea foarte simplu să faceți întotdeauna și la fiecare eveniment înainte de a avea deschiderea, eu ies afară și vorbesc cu oamenii și le spun. Toată lumea trebuie să înțeleagă că ajutorul de șomaj, perioada în care o persoană este în șomaj, este o perioadă de tranziție, mai scurtă sau mai lungă în funcție de fiecare, de ceea ce se întâmplă și noi trebuie să ajutăm. Noi trebuie să ajutăm prin cursuri de formare profesională, dacă persoana care este în șomaj nu mai are o meserie sau consideră că trebuie să schimbe meseria, oferim un curs gratuit, iar aceste întâlniri cu angajatorii, de toate noi am avut 12 în acest an. Cu dreptul la un singur curs? Da, un singur curs șomeric. Pe perioada șomajului. Vreau să vă spun și partea cu evenimentele. Obligatorii, la nivel național, s-au organizat două. Bursa generală și bursa absolvenților. Noi, AJOFM Hunedoara, am avut 12. Până în acest moment, sigur că nu vom organiza, pentru că deja e noiembrie, iar în decembrie lumea se pregătește de sărbători, dar vom începe la fel anul viitor, așa cum am început noi cu bursa mărțișorului, idee pe care eu am avut-o cu ceva ani în urmă și am zis, hai să vină primăvara, când vine primăvara, să avem o primăvară și în sufletul fiecăruia. Iar recent, zilele trecute, chiar ați organizat această bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți. Pentru absolvenți. Avem și noi câteva imagini de acolo. Acest eveniment a fost la nivel național organizat, bursa absolvenților și așa, după cum se vede în imagini, interesul a fost destul de mare. Am avut peste 700 de persoane participante, nu toată lumea a fost absolvent, pentru că am avut la bursă persoane și care erau la noi în evidență. Pentru că am văzut în imagini că erau și persoane trecute de prima tinerețe, să spunem, care au participat. Până la urmă, la aceste evenimente, intrarea este liberă și gratuită. Participarea este gratuită, ca urmare orice persoană care își caută un loc de muncă, orice persoană care își dorește să ocupe un loc de muncă și vine la AJOFM, sigur că poate să participe la astfel de evenimente. La bursa pentru absolvenți am avut selectați 151 de tineri. Au fost aproape 300 de tineri care au participat, absolvenți. Restul, până la 702 persoane, au fost persoane care nu aveau un loc de muncă.
Au fost selectați și persoanele care nu îndeplineau categoria de absolvenți. Nu erau absolvenți din acest an sau așa mai departe, dar noi, ca și eveniment fiind bursa pentru absolvenți, am raportat persoanele absolvente selectate. Sigur că am avut 35 de absolvenți care angajatorii au considerat că corespund pentru a ocupa un loc de muncă și în aceste momente unii au și venit deja cu repartițiile și cu contractele de muncă însemnate, iar alții așteptăm pentru perioada de 30 de zile cât sunt în monitorizarea noastră să vedem exact care va fi situația la 30 de zile. Ca și noutate și ceva, zic eu, extrem de important, anul acesta am organizat bursa pentru persoanele aflate în penitenciar, în detenție. N-am mai organizat până acum, pentru că am considerat că acest eveniment trebuie să fie unul căreia să-i acordăm o atenție deosebită. Nu am vrut să aducem la bursele noastre persoanele aflate în detenție, pentru că, în general, unde sunt copii sau vin tineri, poate n-ar fi chiar potrivit și atunci am organizat special la sediul agenției de data aceasta. De unde aceasta această idee? De ce? Că oricum aveați destul de multe evenimente și destul de multe burse pe care le organizați. Noi ca instituție avem parteneriat cu penitenciarul și avem o colaborare foarte bună cu conducerea penitenciarului și organizăm cursuri în penitenciar. Să știți, chiar în aceste momente avem curs de bucătar în penitenciar, unde persoanele aflate în sistemul de detenție învață să fie bucătari atât cât pot, dar pleacă cu o meserie. Și atunci, după mai multe discuții cu conducerea penitenciarului, am avut în anul acesta inclusiv acțiunile acelea pe economie socială, unde am organizat și am chemat mai multe instituții. Am zis că ar fi foarte bine să îi aducem puțin și pe cei din penitenciar să vadă și să ia un prim contact cu angajatorii. A fost un pic atipic și mai greu de organizat, pentru că, în primul rând, angajatorii pe care noi i-am contactat au fost angajatori care erau dispuși să angajeze, pentru că nu doar în momentul în care își ispășesc pedeapsa și se eliberează pot să lucreze. Penitenciarul încheie contracte cu angajator și pe perioada cât sunt în detenție, îi scot la lucru, le scad din pedeapsă, primesc, mă rog, statutul lor acolo și au... Ideea este că pot să muncească, da, și pe perioada și atunci detenției. A trebuit să discutăm cu angajatori care erau dispuși la aceste lucruri. Au 17 angajatori, au dorit să participă la acest eveniment cu 52 de locuri. Pentru prima oară de când este AJOFM Hunedoara, am avut 80 de persoane aflate în detenție care au participat la acest eveniment. Cu mulți ani în urmă se mai aduceau persoane din detenție la bursele, nu au fost burse dedicate lor, dar se mai aduceau la bursele organizate de noi. Știu acest lucru pentru că mă ocupam de partea de mediere și pe partea de penitenciar, dar era undeva la 5-10-12. Ne-am organizat foarte bine și vreau să mulțumesc conducerii penitenciarului, pentru că au venit cu o armată de colegi. Am asigurat toate circuitele, totul a fost foarte bine organizat și am avut 80 de persoane au venit pe ture, astfel încât câte 20, astfel încât să putem să le asigurăm toată atenția. Și vreau să vă spun că dacă colegele mele la început erau un pic tracasate, speriate, după prima serie au fost foarte degajate și mi-au și spus că a fost foarte în regulă, pentru că toți acești oameni care au participat, să știți că unii erau care aveau meserii și care își doreau acest lucru. Chiar am avut un domn care urma să aibă ultima înfățișare pentru a fi eliberat și acțiunea a fost una extraordinară și cu multă încărcătură emoțională. Ei, vreau să vă spun că toată lumea la final a fost extrem de mulțumită de rezultatele evenimentului. Persoanele aflate în detenție au fost foarte receptive la toate discuțiile. Am avut inclusiv o componentă în care colega mea pe informare, mediere, consiliere a învățat cum să-și facă un CV pentru când se eliberează, pentru că de ce să nu recunoaștem, fiind foarte de mult în penitenciar, unii chiar nu știu.
Și să știți că ne-a bucurat foarte mult acest eveniment. Vom avea și anul viitor, cu siguranță. Acum să revenim la bursa de vinerea trecută. Aici am avut, inclusiv penitenciarul a venit să-și prezinte activitatea și să propunem copiilor această meserie, pentru că în această perioadă toate unitățile mea, PNMAI, știți că au fost scoase la concurs. La fel am avut partea de tineri. Există un parteneriat semnat cu mulți ani în urmă între Ministerul Muncii și Ministerul Educației, prin care specialiști din partea Ministerului Muncii, a JOFM-ului, au obligația. Eu chiar am un contract de performanță managerială, partea de întâlnire cu elevii din școli, să discute și să consilieze și să informeze elevii din anii terminali de liceu. Și aici, la fel, am avut la un moment dat un articol pe această temă și au fost discuții la fel de neinformate. Noi de ani buni avem un parteneriat foarte bun cu doamna inspector Maria Ștefănie, care îi mulțumesc pentru modul cum colaborăm. Și atunci am hotărât, tocmai pentru a ajuta tinerii, cei din școala profesională din ultimul an, de la învățământul tehnologic din ultimul an, să-i aducem la bursă. În prima parte, colegii mei stau de vorbă cu ei, le spun cum să-și întocmească un CV, ce meserii se caută, pun întrebări. Să știți că am avut vineri... Deci sunt curioși ei să afle. Da, am avut un băiat care l-a întrebat, cineva l-a întrebat ce își dorește, a spus vreau să rămân acasă. Vreau să îmi găsesc un loc de muncă, să rămân acasă. Ne-a impresionat pe tot. Tinerii care au dat interviu, la fel au spus, vreau să lucrez, să rămân acasă. Vreau să mă duc la poliție, la penitenciar și așa mai departe. Ei, după ce noi stăm de vorbă cu ei și îi punem în temă cu ce se întâmplă acolo, ei se duc și văd angajatorii, văd locurile de muncă, le pun întrebări, stau de vorbă cu ei și au deja un prim contact cu ceea ce înseamnă piața muncii. Pentru că scopul, până la urmă, e unul comun. Atât noi, ca instituție, și partea de învățământ, mediul economic, toți avem un singur scop și ne dorim să ne dezvoltăm, să dezvoltăm acest județ. Am avut niște tineri deosebiți și acum vineri. Am avut toate echipele de robotică din județul Hunedoara, de la toate liceele de profil. Și sunt din ce în ce mai multe astfel de echipe. Cred că, dacă nu greșesc, 7 erau. Le-am alocat un spațiu doar lor. Și vreau să vă spun că încântarea a fost deosebită, iar toți copiii au fost extraordinar de încântați de rezultatele acestor tineri. Din nou am avut, și vreau să mulțumesc echipelor de robotică, pentru că am avut inclusiv de la Lupeni, de la Petrila, care au venit și mi-au spus, noi ne-am trezit la 6, am plecat la 7 ca să ajungem la 9, ceea ce este un lucru extraordinar. Am avut pe domnii de la Alba, de la traficul de persoane, de la antidrog, de la Deva, vreau să-i mulțumesc și doamnei Almășan pentru că de fiecare dată participă la bursele noastre. Mai ales că este un subiect atât de sensibil, cel al consumului de droguri în rândul tinerilor, de la o vârstă tot mai scăzută, din este păcate, foarte important. E destul de greu de gestionat această problemă. Și am spus întotdeauna că instituțiile statului, dacă își dau mâna și realizează un parteneriat sănătos, pot să aibă rezultate foarte bune în acest Bine, sens. Bine, ați subliniat, un parteneriat sănătos, un parteneriat real, nu doar unul pe hârtie. De asemenea, în fiecare an invităm la eveniment Direcția pentru Protecția Copilului, pentru că ei vin cu tinerii care se pregătesc să iasă din sistem. Mai mult, anul acesta, doamnele au venit și au prezentat, au avut flaiere în care prezentau ce înseamnă meseria de asistent maternal. Ei caută tot timpul aceste persoane care să meargă să se ocupe de copiii aflați în evidență. Și la fel, avem o colaborare extraordinară și de fiecare dată vin persoanele cu handicap, la fel, sunt persoane care vin și își caută un loc de muncă. Și aici, dacă mi-aduc bine aminte, organizați evenimente cumva dedicate acestor persoane. Am care avut în această vară, am avut în luna iunie, este luna economiei sociale.
Este o lună în care ne gândim foarte mult la persoanele aflate într-o anumită situație și am avut două evenimente. Am avut un eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități, persoanele care sunt în evidență la Direcția pentru Protecția Copilului, să pregătesc să părăsească acest sistem. Am avut un eveniment unde am avut romii, reprezentanții romilor, pentru că și aici există mari probleme în ceea ce privește actele acestor persoane și încercăm să-i sprijinim, să-i ajutăm, și școala. Pentru că sunt foarte mulți care nu au minimul de 4 clase și atunci încercăm să-i îndreptăm spre programul A doua șansă, să-i ajutăm. Sigur că, iar în celălalt eveniment am avut parte de penitenciar, unde vă spuneam că am stabilit o colaborare și avem o colaborare foarte bună. Din punct de vedere al colaborării cu instituțiilor din județ, zic eu că ne-am dezvoltat foarte mult în ultimii ani și pot să spun... Și păstrați de la un an la altul aceste legături, da, pe care le aveți. Pot să spun cu bucurie că de fiecare dată când organizăm un eveniment și trimit invitațiile, imediat ne sună și confirmă participarea. Începând de la... O chestiune de win-win până la urmă și pentru acele instituții, și pentru dumneavoastră, și pentru șomeri. Chiar discutam cu reprezentanții de la Cercul Militar, care spunea pe noi să ne chemați de fiecare dată, pentru că noi ne dorim să participăm. Este modalitatea prin care ne promovăm activitatea și meseria și cu mare bucurie venim de fiecare dată. Da, așa, fac dincolo de porțile instituției, care de cele mai multe ori pare fi așa un gard impenetrabil. Dar eu ați văzut că am adunat întotdeauna pe toată orașului. Lumea. Da, a venit și poliția, jandarmii și armata și toată lumea, pentru că promovarea aceasta este foarte importantă. Tinerii, cetățenii care doresc, trebuie să știe anumite lucruri. Și aici, la acțiunea asta tinerilor, să știți că au fost atât de încântați. Chiar am văzut filmulețe și am văzut poze la standurile unde erau prezentate, au venit armele anumitor unități sau echipamentele, au fost extrem de încântați. Bineînțeles că au fost specialiști care le-au explicat ce înseamnă, care sunt pașii, dacă vor să urmeze astfel de meserie. Chiar am văzut un interviu în care spunea un tânăr, eu vreau să mă duc la penitenciare, vreau să mă duc la poliție, vreau să mă fac jandar și așa mai departe. Este important și zic eu că doar concentrându-ne mai multe instituții putem să ajutăm. În ceea ce privește activitatea noastră din spatele ușilor, ca să zic așa, avem atât partea de șomeri, dosarele de șomaj, partea de consiliere remediere, avem relațiile cu angajatorii. Ne străduim în aceste zile pentru că acele subvenții acordate angajatorilor în 2023, nefiind rectificare bugetară, nu am avut fonduri. Anul acesta, până în luna mai-iunie, am reușit oarecum aproape să ajungem la zi cu anul 2023, iar în aceste momente încercăm să verificăm și să aducem oarecum la zi și aceste dosare. Sigur că este o muncă extraordinară și tot cu aceiași oameni, pentru că încercăm să ne împărțim și să ne organizăm cum putem. Vreau să mulțumesc și dumneavoastră, să vă mulțumesc presei și tuturor instituțiilor de presă care au participat la ultimul eveniment al nostru, pentru că cred că e greu de crezut să spui că poți să faci un astfel de eveniment cu zero alocare bugetară. Deci noi nu am avut niciun fel de alocare bugetară pentru acest eveniment. În general nu avem alocări spectaculoase, dar vreau să mulțumesc tuturor celor care, atât de la angajator, persoane participante, presă, oficialități, care vin și dau greutate acestui eveniment, tocmai pentru că conștientizăm cu toții cât sunt de importante. Ne apropiem așa cu pași repede finalul acestei emisiuni, cred că mai avem în jur de 10 minute și aș vrea să discutăm puțin și despre cursurile, pentru că știm că an de an organizați cursuri și spuneați puțin mai devreme despre ele. Sunt convinsă că și în această perioadă aveți activitate. Chiar până la sfârșitul acestei luni dorim să demarăm 4 programe de formare profesională și persoanele care sunt interesate, noi de regulă comunicăm peste tot, pot să se adreseze la agențiile locale din raza de domiciliu a fiecăruia. Avem montatori panouri solare la Petroșani. S-a cerut acest curs, a mai fost organizat, dar îl reluăm. Avem un curs de limba engleză la Orăștie, competențe în limba engleză. Noi organizăm aceste cursuri în funcție de solicitări.
Câte trebuie să fie minim? 14. Fiecare persoană care își depune dosarul de șomaj primește un chestionar în care este întrebat ce curs vrea să facă. Asta ca să răspund unor eventuale întrebări de ce faceți engleză la orăștie sau montator panouri la Petroșani. Sigur că înainte de a demara un curs analizăm foarte bine, pentru că noi avem ca și target să angajăm jumătate din persoanele care absolv un curs. Și atunci luăm în calcul toate solicitările, analizăm să vedem dacă s-au angajat la alte cursuri și demarăm aceste programe. La DEVA demarăm un program de antreprenoriat și la UNEDOARA un program de infirmieră, un curs de formare profesională. Cu aceste patru cursuri oarecum finalizăm activitatea de anul acesta, pentru că în noiembrie nu o să mai începem cursuri, iar în decembrie de regulă nu se încep cursuri, că toată lumea vrea să se pregătească alte de sărbători. Însă vom demara cursurile pe proiecte anul viitor și zic eu că vor fi mult mai multe și cu multe alte facilități. Persoanele care doresc să se înscrie însă la aceste cursuri, rog să se adreseze tuturor agențiilor din raza căreia locuiesc. Se pot înscrie doar cei care sunt înscriși în evidențele AJOF. Da, dar poate să fie șomeri indemnizați sau neindemnizați. Da. Anul acesta am avut 17 programe de formare profesională și vreau să amintesc că am avut sudor la Petroșani. Știu că se caută foarte mult meseria asta de sudor. Am avut un curs la Petroșani, am avut resurse umane la DEVA, operator la calculator la Petroșani, cameristă hotel la Petroșani. Tocmai vă spuneam de centru de calificare pe care urmează să reabilităm și că vom avea pe Horeca, pe partea de cameristă, pentru că se cer. Se cer. Doar în acea parte a județului? În general, în acea parte a județului, mai ales în momentul când se apropie toamna, se cer cameriste, ospătar, chelner și așa mai departe, pentru că zona Straja are foarte multe pensiuni și atunci se caută. Bucătar la orăștie, montator instalații solare, vă spuneam că am avut la DEVA și la Petroșani, am avut și la Hunedoara un program de acest gen, instalator instalații sanitare la DEVA, la Bratco Aforu, agentul de securitate la Petroșani, manicurist la Petroșani, femeie de serviciu la Hațeg, contabil la Călan. Pe zona Călan de asemenea ne concentrăm să organizăm cursuri, pentru că fiind mai puține locuri de muncă în acea zonă, încercăm să organizăm cursuri care să ajute pe persoanele, pe șomerii din această zonă. Vă spuneam de cursul de la penitenciar pe zona de bucătărie, care este în desfășurare. Și aici a fost o la cererea celor care sunt privați de libertate cursul? Sau? Da, am avut solicitări, dar aici un pic lucrurile se întâmplă altfel. Mai întâi discutăm cu conducerea penitenciarului, pentru că nu putem să organizăm toate cursurile pe care le cer persoanele private de libertate. De asemenea, partea de studii trebuie luată în calcul a acestor persoane și încercăm să organizăm cursurile care, bineînțeles, se pretează și pot să le agreze cei din conducerea penitenciarului. Noi am organizat la ei și îngrijitori de spații verzi, tocmai pentru a-și face zonele unde sunt ei și sau au mai lucrat, cred că și prin contracte, prin județ. Am mai organizat partea de zidărie. Tocmai încercăm ca practica să organizăm la ei în penitenciar. Dacă cumva e mai greu un pic cu scosul afară și cu deplasarea, și atunci tocmai de asta încercăm ca formatorii care predau în penitenciar să agreze acest sistem, pentru că să știți că e foarte greu. Acceptă ușor? Nu toată lumea. Am avut lectori care au refuzat, pentru că este un alt regim. Totuși trebuie să intre fără telefoane mobile, trebuie să stea exact cât e orarul acolo și să acorde o atenție deosebită persoanelor care sunt la curs. Și atunci dar v-am spus, m-am bucurat, chiar îmi spunea unul dintre cei care sunt la conducerea penitenciarului vineri că zice, domnule, am vorbit cu colegii din țară, numai noi am reușit să dăm drumul pe zona bucătărie, că nu au reușit din altă parte. Deci,
încercăm să ne facem treaba așa cum trebuie. Iar și la finalul acestor cursuri, cei care sunt privați de libertate obțin și o diplomă pe care o vor putea folosi după ce vor ieși din penitenciar. Da, susțin un examen la fel ca toate celelalte cursuri, aducem la penitenciar comisia de examen, iar la final o să le liberăm certificatele pe care o să le folosească toată viața. Certificate recunoscute. Sunt valabile, același tip de certificat. Iau același regim ca și orice altă persoană care urmează astfel de cursuri, doar că, v-am spus, încercăm să organizăm și practica și teoria în același loc. Sunt și ar mai fi foarte multe de spus cu siguranță și despre aceste activități pe care le desfășurați, iată, fie în centrul orașelor, pentru că nu doar în Deva ați organizat astfel de evenimente, fie în penitenciare, pentru că și acești oameni au nevoie de sprijinul nostru, la fel cum și persoanele de etnie romă au nevoie de sprijinul și înțelegerea noastră, la fel cum și persoanele cu diferite tipuri de handicap au nevoie să știe că sunt văzuți, sunt auziți, sunt înțeleși, iar de cele mai multe ori, cred că alături de dumneavoastră au fost și doamna ministru al familiei, tine Retului și egalității de șanse și mi-amintesc că acum în timp ce discutam cu dumneavoastră și despre acea bursă a locurilor de muncă organizată și pentru persoanele cu handicap, discuta foarte mult cu acești oameni care au aceste probleme de sănătate și care uneori nu sunt înțeleși nici de către cei mai apropiați, dar aminte de societatea da, largă. Da, eu vreau să-i mulțumesc și doamnei ministru pentru că aproape la toate acțiunile noastre, în măsura în care i-a permis timpul, a fost alături de noi, n-a fost doar bursa pentru tineri, a venit și la acțiunile din proiectele noastre, ceea ce atât pentru noi, cât și pentru persoanele care ne-am adresat sau persoanele participante a însemnat foarte mult. E mare lucru să știi că eu apreciez foarte mult și i-am și spus acest lucru, mi-e dragă mai ales în momentul când doamna este între tineri și și la orăștie când am fost ultima dată, a luat nu știu câți copii în brațe, s-a dus așa mai departe, au discutat cu toată lumea și a făcut timp, chiar la ultimul eveniment a stat 2 ore și jumătate cu noi până n-a vorbit cu toți angajatorii, cu toți copiii și cu până toate instituțiile din teritoriu, prezente. Din cadrul unor astfel de evenimente îți aduni informațiile corect, aș spune. Da, eu mă bucur că participă și vreau să-i mulțumesc. A fost inclusiv domnul Lucian Rus a participat la evenimentele noastre. Acum știu că a fost plecat și nu a putut, mi-a spus că nu poate să vină, dar încă pe vremea când era la Ministerul Economiei a venit și a discutat cu tinerii, le-a spus despre ce se întâmplă, despre programele care sunt și oportunitățile pentru viitor și să știți că lucrul ăsta înseamnă foarte mult pentru ei și pentru noi până la urmă. Astfel de evenimente, zic eu, că ar trebui să fie întotdeauna organizate cu toți factorii decizionali, pentru că, așa cum spunea și noastră, din teritoriu se ia informația, din teritoriu și orice parlamentar, pentru că, încă o dată vă spun, evenimentele sunt libere. Sunt gratuite, sunt deschise, toată lumea poate să vină, oricine a venit, noi am primit cu drag. Din punctul meu de vedere zic că oricine vine înseamnă că îi pasă de cetățenii acestui județ până la urmă, că nu vine să mă vadă pe mine sau pe colegii mei. Așa cum le spuneam și primarilor, când am avut acțiuni anul acesta și la Brad, și la Orăștie, și Petroșani, le spuneam, noi venim aici pentru oamenii din comunitatea dumneavoastră. Noi organizăm. Noi astăzi am venit, am plecat, colegii mei care sunt în agenție discută cu oamenii, dar noi tot ceea ce organizăm și unde mergem, mergem pentru comunitatea respectivă și atunci sigur că e foarte important ca primarul să vină să stea de vorbă cu cetățenii. Eu așa văd, poate greșesc, dar să știți că m-am uitat în ochii oamenilor și am văzut întotdeauna că în momentul când au venit marul sau prefectul, doamna prefect, îi mulțumesc că a fost la eveniment, a venit și la Brad și la Deva. Se simt și ei poate altfel. Președintele, domnul președinte al Consiliului Județean, la fel, a fost alături de noi.
imediat au mers, au dat mâna, au spus ce probleme au și au discutat și alte probleme, au informat și alte probleme, dar e foarte important, zic eu, ca instituțiile statului, iar persoanele decizionale cu factor de decizie să vină în mijlocul cetățenilor la astfel de evenimente, pentru că ne-am avut mii de oameni. Deci noi am avut în total acțiune, o să vă și spun așa în încheiere, suntem la final. Am contactat 818 agenți economici la toate cele 12 acțiuni, dintre care au participat 449, au oferit în total la toate cele 12 acțiuni 5.196 locuri de muncă și au participat 7.146 de persoane. Au fost selectați 2.656, au fost încadrați pe loc, 787 la 30 de zile. Adică astfel de acțiuni, să organizezi, să aduni 7.000 de oameni în 12 locații, până la urmă zic eu că e muncă. Și vreau să mulțumesc și colegilor mei, pentru că ei de regulă îmi spun așa, fiecare eveniment tu îl tratezi ca pe o teză de doctorat. Așa este. Orice eveniment al nostru este tratat cu maximă seriozitate, ne implicăm în totalitate, v-am spus, e doar muncă, muncă și iar muncă, și satisfacția este pe măsură în momentul în care vedem că persoanele vin, chiar dacă a plouat vineri, ați văzut, au fost 700 de persoane participante. Oameni interesați până la urmă de astfel de evenimente, interesați de propria lor soartă până la urmă, pentru că e important să știe că sunt sprijiniți de către toate instituțiile până la urmă, nu doar de către AJFM Hunedoara, pentru că ați reușit să-i aduceți și pe ceilalți în aceeași echipă și să faceți o echipă foarte bună. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă doresc mult succes în continuare cu toate proiectele și toate ideile pe care le aveți și știu că sunt destul de multe. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimatele spectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare alături de noi pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!